Salut copii! Bine ați venit la seria poveștilor de iarnă și de Crăciun de pe canalul Dana cu Povești. Dacă încă nu știți ce povești am mai postat anii trecuți, o să vă pun aici sus povești de iarnă și Crăciun, care sper să vă placă foarte mult. Astăzi vreau să vă citesc o poveste despre un om foarte înțelept și nu doar înțelept, ci și foarte generos. Cred că v-ați prins despre cine este vorba, pentru că săptămâna viitoare trebuie să vină la noi să ne pună niște cadouri în ghetuțe. Este vorba despre, bineînțeles, Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știm majoritatea dintre noi, așa-i? Astăzi citim povestea Minunile Sfântului Nicolae, o carte nouă, recent apărută la editura Univers Enciclopedic Junior și scrisă de Nicole Bucher și ilustrată de Daniela Ciudzinchi. Haideți așadar să vedem ce minune a făcut acest sfânt foarte important și pentru ce a rămas cunoscut în istorie. Nori negri se învârt vijelioși în jurul vapoarelor din largul mării. Uitați-vă, le spune bunicul. Își pune brațele pe umerii Laurei și ai lui Fin, ocrotitor. Acolo, departe, este gata să izbucnească o furtună cumplită. Vor izbuti și vapoarele să revină în siguranță la țărm? Vrea să știe Laura. Cred că Sfântul Nicolae le va ocroti, așa că vor ajunge toate fără probleme în port, răspunde bunicul. Cine este Sfântul Nicolae? Întreabă Fin. Îl cunoașteți bine, sub numele de Moș Nicolae. El poartă o mantie roșie și le aduce copiilor mici daruri pe 6 decembrie. În timpul vieții sale, Sfântul Nicolae a săvârșit mai multe minuni. El a ajutat multă lume care avea necazuri și este Sfântul Ocrotitor al marinarilor. Te rugăm, povestește-ne mai multe despre minunile făcute de el! Spune Laura după ce se așează toți confortabil în jurul șemineului în care trosnește focul. Bunicul își mângâie barba zâmbind și începe să le povestească. Ascultați-mă cu atenție! Aceasta este legenda Sfântului Nicolae. Cu sute de ani în urmă, în orașul portuar Patara trăia un negustor pios numit Teofan, împreună cu soția sa Nona. Erau foarte bogați, aveau mult aur, monede de argint și o casă splendidă. Un singur lucru le mai lipsea ca să fie pe deplin fericiți. Puteți să ghiciți? Așa este! Un copil! Nu încetau să se roage lui Dumnezeu. Doamne, dăruiește-ne un fecior! Până la urmă, Dumnezeu le-a îndeplinit dorința și părinții bucuroși i-au pus fiului lor numele Nicolae. Nicolae s-a dovedit un copil bun, milos, cu o inimă mare. Alături de părinții săi, îi ajuta pe săraci și pe oamenii cărora li se întâmpla vreun necaz. Încă din copilărie, asculta adesea povestirile unchiului său, episcopul din Mira. Lui Nicolae îi plăceau relatările despre minunile săvârșite de Isus. El spunea: vreau ca atunci când voi fi mare să ajut și eu multă lume și să fac o mulțime de fapte bune. A fost hirotonit preot de către unchiul său, episcopul, încă de la vârsta de 19 ani. Wow, era foarte tânăr, nu-i așa copii? La scurt timp după aceasta, părinții lui au murit și Nicolae a moștenit marea lor avere. Ar fi putut astfel să ducă o viață îmbelșugată, dar nu asta își dorea. El era fericit să le facă altora daruri bogate și să-i ajute la greu. Ia uite că deja a început să facă ceea ce făcea și când era mai bătrân. Așa că Nicolae a început să-i hrănească pe copiii care cerșeau flămânzi la colțuri de stradă și le dăruia monede de argint bolnavilor pentru ca aceștia să poată plăti un doctor care să-i trateze. Până la urmă și-a împărțit cu generozitate întreaga avere săracilor și celor aflați în nevoie. Oamenii cădeau în genunchi în fața lui, îi cântau cântece de mulțumire și dansau pe străzi de bucurie. Odată a auzit vorbindu-se prin oraș că fetele unui nobil care sărăcise ar fi vrut să se mărite. Dar cum ar fi putut tatăl lor să le dea zestrea cuvenită? Omul era atât de înglodat în datorii că nu mai avea nici măcar cu ce să-și hrănească familia. Ajunsese atât de disperat că se hotărâse cu inimă grea să-și vândă cele trei fete ca sclave. Trebuie să feresc fetele de această soartă, s-a gândit Nicolae când a aflat de planul tatălui. Și chiar în acea noapte, Nicolae s-a apropiat în taină de casa acelui om. S-a ascuns după un tufiș și a aruncat o mică pungă cu galben prin fereastra deschisă, direct în odaia fetelor.
Am primit un dar din cer! S-au bucurat cele trei surori când au găsit prețioasa pungă. Așa că tatăl lor a putut să-și plătească datoriile și să pregătească nunta fetei celei mari. După ce galbenii au fost cheltuiți, Nicolae s-a strecurat iarăși în apropierea casei și de această dată a aruncat o pungă cu galben pe fereastră. Fata mijlocie a fost în culmea fericirii, acum putea și ea să se mărite. Pentru ca tatăl să-i poată asigura zestrea și celei de-a treia fiice, Nicolae a aruncat încă o pungă cu galben pe fereastră. Dar, de data aceasta, când punga s-a izbit de podea, s-a rupt și monedele de aur s-au rostogolit pe podea zornăind. Atunci, omul s-a trezit. A sărit din pat, a alergat afară și l-a recunoscut pe Nicolae. Cum aș putea să-ți mulțumesc pentru darul tău, mărinimos? A întrebat omul și a căzut în genunchi la picioarele lui Nicolae. Te rog să nu dezvălui nimănui cele întâmplate, ci să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru asta și să-i ajuți pe săraci, așa cum te-am ajutat și eu pe tine, spuse Nicolae. Ce frumos, nu-i așa? Într-o zi, bătrânul episcop din Mira a murit. Toți episcopii din acel ținut s-au adunat ca să aleagă un urmaș vrednic de această cinste, dar nu au putut să ajungă la nicio înțelegere, așa că s-au rugat la Dumnezeu să le dea un semn. Atunci, unul dintre episcopi a auzit glasul lui Dumnezeu. Așteaptă mâine dimineață la ușa casei Domnului și să-l alegeți ca episcop pe cel care va intra în biserică primul încă din zori. În vremea aceea, Nicolae pornise în pelerinaj prin Țara Sfântă. Arșița din miezul zilei l-a făcut să se oprească la umbra unui măslin, unde a ațipit. Deodată, i s-a arătat în vis un înger strălucitor care i-a spus: Grăbește-te, Nicolae! Întoarce-te acasă! Fără să mai zăbovească, Nicolae a pornit înapoi spre casă. De cum a ajuns, dis de dimineață, s-a grăbit să meargă primul la biserică pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru întoarcerea cu bine din călătorie. Episcopii au vrut să-l pună îndată pe scaunul de episcop, dar Nicolae a șovăit un timp. Totuși, în cele din urmă, a făcut voia Domnului. Nicolae a devenit noul episcop al Mirei. Lumea a fost profund impresionată de iubirea de oameni a episcopului Nicolae. El era îndrăgit de popor, mai ales pentru bunătatea sa și pentru faptul că era mereu pregătit să vină în ajutorul celor care aveau nevoie. Într-un an s-a întâmplat ca timp de câteva luni să nu cadă nicio picătură de ploaie. Soarele arzător a făcut ca grânele din lanuri să se usuce. Oamenii își terminaseră de mult proviziile, cămările lor erau goale și nu se mai găsea niciun pic de făină pentru pâine. În țară bântuia o foamete cumplită. Oamenii din Mira s-au adunat la ușa casei episcopului lor. Ei spuneau: Te rugăm să ne ajuți! Dă-ne de mâncare, căci copiii noștri suferă de foame! Dar cămara lui Nicolae era și ea tot goală, așa că le-a răspuns: Veniți cu toții aici și haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vină în ajutor! Și s-au rugat împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi! S-au rugat fără încetare, până când din văzduh s-au auzit țipetele puternice ale pescărușilor. Este un semn de la Dumnezeu! Au înțeles oamenii și s-au grăbit spre port plin de speranță. Acolo, trei corăbii mari venite din Egipt, încărcate cu marfă, aruncaseră ancora. Corăbile erau în drum spre Constantinopol. Vă rugăm, dați-ne și nouă o parte din grâne, pentru ca oamenii să poată face pâine și astfel să se pună capăt suferințelor lor, i-a cerut Nicolae capitanului. Din păcate, nu pot să vă dau nimic! Grâul îi aparține împăratului și este măsurat cu precizie. Dacă se va vedea că lipsește chiar și numai o părticică, vom fi aspru pedepsiți, a răspuns capitanul. Dar Nicolae nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, a știut imediat ce trebuia să facă. Doar grâul le fusese trimis de Dumnezeu ca să-i ajute pe cei ce flămânzeau. Așa că episcopul a promis că atunci când corăbile vor ajunge la Constantinopol, nici măcar un bob din încărcătura lor nu va lipsi. Marinarii au fost uimiți, dar capitanul auzise deja cele mai minunate povești despre faptele lui Nicolae. Așa că l-a crezut și s-a învoit să le dea ceea ce ceruseră. Mai mulți saci mari au fost umpluți cu grâu. Oamenii au luat cât aveau nevoie de pe corăbii. Toată lumea trebuie să se sature, a spus Nicolae și a împărțit cu mărinimie tot grâul celor care sufereau de foame.
În sfârșit, foametea cumplită fusese învinsă. Ba chiar le rămăsese destul greu ca să aibă ce se semene în primăvara următoare. Iar când corăbile au ajuns la Constantinopol, încărcătura lor era completă. Marinarii nu mai puteau de bucurie. Apoi, după ce s-au întors în lumea largă, au răspândit din port în port vestea despre minunea petrecută cu grânele. Și mai este încă o povestioară scurtă despre marinari pe care vă las să o descoperiți singuri dacă cumpărați această carte despre minunile Sfântului Nicolae. Iată că Sfântul Nicolae nu a fost doar un om care ajuta săracii, ci a fost și un om sfânt care făcea minuni. Sper că v-a plăcut această poveste, dragii mei, și noi ne vedem săptămâna viitoare cu o poveste nou-nouță perfectă pentru acest sezon și luna decembrie. Sper ca Moș Nicolae să vă aducă ceva frumos! V-am pupat! Pa!